Salut, sunt Florin Ștefan și te aștept cu drag la cursul meu de fotografie de nuntă de la Dales Go. Grupa a fost foarte, foarte interesantă. A fost cumva împărțită între fotografi care au mai făcut evenimente în trecut și fotografi care sunt la început. M-am bucurat când am fost solicitat pentru fotografia de nuntă, pentru că e exact segmentul în care eu activez și atunci mi-e mult mai ușor să discut despre așa ceva. Cred că dacă o să-i întrebăm și pe ei la un moment dat, o să vedeți că a fost foarte interesant. Am reprodus anumite situații care se pot întâmpla într-un eveniment, pregătirile miresei, pregătirile mirelui. Chiar am fost în catedrala Sfântul Dumitru din Craiova, unde am mimat o ceremonie religioasă, evident fără preoți, dar pe această cale vreau să le mulțumesc că mi-au pus la dispoziție chiar catedrala din Craiova, astfel încât cursanții au putut să vadă cum este într-o anumită situație, pentru că lumina diferă. Asta e cel mai tricky în fotografia de nuntă, că nu poți să fii pregătit pentru ceva. Nu știi cum e acasă la mireasă, nu știi cum e acasă la mire, nu știi cum e în biserică. Dacă astăzi vezi o biserică, mâine s-ar putea să te trezești într-o altă biserică. Nu știi cum se aprind luminile acolo, nu știi ce lumini îți trebuie și cu cât ești pus în fața faptului împlinit, cu atât vezi exact despre ce este vorba. Și asta am vrut să le redau. Mult îmi place să le transmit plăcerea de a fotografia decât dorința asta nebună a unui fotograf de a deține o aparatură. Am încercat să le explic că aparatura vine abia pe locul 2 sau 3, e foarte importantă atitudinea lor față de eveniment, e foarte important să înțeleagă cum vine lumina și de unde vine lumina, e foarte important să înțeleagă dinamica unui eveniment și abia apoi să facă un click pe aparat. Nici nu știu dacă mai contează în ziua de astăzi la cât de repede evoluează tehnologia, ce aparat folosești. Cele mai mari provocări la acest curs au fost să-i învăț pe cei mai noi care este treaba, pentru că gândiți-vă că ei n-au mai participat la un eveniment și era mult mai greu să înțeleagă ce vreau eu să le spun sau cum se desfășoară un eveniment. Mulți dintre noi, dacă nu suntem fotografi de eveniment sau nu avem legătură cu evenimentul, participăm, nu știu, la 3, 4, 5 evenimente în toată viața noastră și atunci nu stăm să observăm ce se întâmplă pe acolo. Pur și simplu mergem să ne distrăm și aia e. Pe când atunci când ești parte din eveniment, ca și fotograf sau, eu știu, alt prestator de servicii, trebuie să vezi lucrurile altfel și asta a fost marea provocare, să-i fac să înțeleagă pe cei mai noi cam care e direcția în care se îndreaptă evenimentul, da? Cam cum trebuie să abordeze situația. În general, când nu știi, e frica asta de necunoscut, nu știi cum să te desfășori, ce se întâmplă, nu știu, mie mi se pare că fotograful de eveniment trebuie să fie un bun psiholog, un bun comunicator, un bun... și până la un bun fotograf, evident, că trebuie să, dar până să apuci să faci acest click pe aparat, sunt multe alte etape pe care trebuie să le parcurgi și, în general, e vorba de lucru cu oameni. Îmi doresc să merg cumva pe aceeași linie, aceeași direcție, dar am învățat și eu, de altfel, din cursurile anterioare, cam pe unde mai pot să îmbunătățesc. Mi-ar plăcea să avem și o ședință undeva în afara Craiovei, da? Pentru că eu țin cursurile din Craiova de fotografie de nuntă. A fost puțin mai dificil în perioada asta, odată din cauza programului, ba al programului meu, ba programul cursanților. Cursurile se țin de fiecare dată după amiaza, de la, eu știu, 6-6 jumate. Asta înseamnă că e foarte greu să te deplasezi undeva în apropiere, da? Și atunci nu o să mai ai lumină. Mi-ar plăcea să reușesc cumva să mut într-un weekend un curs și să merg cu ei, nu știu, să vadă exact cum se desfășoară un traj de des, de exemplu, în adevăratul sens al cuvântului, cu mireali, și asta ar fi așa ca un,
sau poate să schimbăm, chiar să participe cu mine împreună la un eveniment, de ce nu? La acest curs ar trebui să vină oameni care sunt pasionați de oameni, în general. Da? Pentru că fotografia de nuntă, în fotografia de nuntă trebuie să-ți placă să lucrezi cu oameni, în primul rând, și apoi să faci fotografii.